Eu cred că cel mai important ar fi pentru oameni să se grăbească, să facă un pas în direcția asta. Chiar listăm ceea ce vindem, nu mințim clienții. Fiecare membru care face cu adevărat treabă va rămâne pe viață în Seller Club. Aici chiar se ajută oamenii între ei, nu doar noi, care suntem experții ai grupului, ca să zic așa. Cea mai bună decizie din punct de vedere financiar pe care am făcut-o în întreaga mea viață. Salutare! Suntem aici cu Bogdan Pământ, una din vedetele Seller Club, ca să zic așa. Deoarece Bogdan a venit în program ca să-și dezvolte afacerea, fiindcă povestea lui este un pic atipică. El deja vindea pe Mag foarte bine, dar fiind un om de afaceri și având experiență în contabilitate și în domeniul de business, a simțit oportunitatea, a venit hotărât în program și a avut niște rezultate foarte mișto din prima. O să încep cu o mică poveste și o să fac eu intro. Bogdan deja vindea pe Mag când a venit la noi în comunitate, vindea bine. Dar a decis să intre la noi în program și ne-a mărturisit că deja de la primul import a făcut o economie de... 8.000 de dolari. Deci, practic, diferența între cum le importai tu și cum le-ai importat pe niște sfaturi, ți-au dus din prima un profit de 8.000 de dolari. Da, este adevărat, dar și investiția a fost în prima comandă foarte mare. A fost o investiție de 20.000 de dolari. Și față de sistemul pe care îl aveam eu atunci, da, am economisit 8.000 de dolari la prima comandă. Super tare! Știam sistemul Seller Club, sistemul cu agenții, dar pur și simplu aveam frici, aveam rețineri din a da comenzi atât de mari prin persoane pe care nu le cunoșteam și care în orice moment puteam să mă trezesc cu surprize, să nu-mi vină marfa acasă sau să-mi vină, nu știu, rufe murdare. Cum am auzit povești, nu la noi în comunitate, dar oameni care fac business. Ținând cont că deja vindeai pe Mag și știai foarte multe lucruri, ce te-a determinat să zici, bă, vreau să fiu un Seller Club? În primul rând, avantajele financiare despre care am vorbit și în al doilea rând, faptul că vezi întotdeauna problemele cu care se confruntă alții. Totodată vezi și soluțiile pe care le prezintă programa. Și atunci poți să iei decizii informate dacă se merită sau nu să aduci probleme care au un potențial risc. În vamă, la listarea pe EMAG și așa mai departe. Am înțeles. Consider că ce facem noi la Seller Club este adecvat și pentru selleri cu experiență, adică fiind situația ta, știi, sunt persoane care zic, bă, vând, le știu pe toate, nu știu, sau ce să mă învețe aia, sau cu ce să mă ajute. Consider că poate aduce un plus în afacerile sellerilor cu experiență? Eu vând de aproape un an și 9 luni pe EMAG și nu a fost seminar de suport de joia în care să nu învăț cel puțin un lucru nou. Cel puțin un lucru. Deci, dacă există vreunul care crede că le știe pe toate, eu cred că ar trebui să se uite puțin în oglindă și mai devreme sau mai târziu, realitatea o să-l lovească. Super tare. Ce rezultate ai pe EMAG așa, dacă vrei să ne zici? Eu am început cu 20.000 de dolari în marfă. Stocul de marfă în momentul ăsta este de 280.000 de dolari la preț de achiziție. Când zic stoc de marfă, nu mă refer la marfa care este efectiv în depozit, mă refer și la marfa care este pe drum, deja achitată, într-un interval de un an și 9 luni. Și mare parte din tot succesul ăsta se datorează intrării în program, pentru că atunci am început să rulez banii cu adevărat și atunci am început să am din ce în ce mai multă încredere în tot fenomenul și în tot procesul. Super tare! Dacă ai fi să dai trei recomandări, adică trei avantaje ale programului, care crezi că ar fi principalele trei din punctul tău de vedere? Din punctul meu de... nu știu, acum întrebarea e un pic mai complicată. Cel mai mare avantaj din punctul meu de vedere îl reprezintă faptul că ești învățat cum să faci lucrurile cap-coadă într-un mod profesionist. De la selectarea produselor, de la importul lor din China până la
listarea produselor în mediul online. Al doilea avantaj mare, din punctul meu de vedere, sunt seminariile de suport. E o adevărată sursă de informații în timp real. Al treilea avantaj și lucru care va face diferența în următoarea perioadă între cei care sunt deja în program și cei care nu sunt în program, grupajele atât pe avion cât și pe mare, care aduc, ne oferă costuri mult mai mici față de ceilalți selleri care vând în mediul online. Costuri mai mici de achiziție înseamnă, poate însemna automat și costuri mai mici de vânzare, prețuri mai mici la vânzare și, evident, vânzări mai multe și un cash flow mai rapid. Chiar așa, știu că tocmai de curând ați început o chestie de grupaj de pe avion și practic că știu că au coborât de la costurile pe kilogram pe avion de la 8-10 dolari până cât a fost ultimul transport? Luna trecută a fost 4,45 dolari pe kilogram. Pe avion? Pe avion. Venite în câteva zile? 5 zile. Luate luni din China de la agenție, ajunse vineri la Galați. La Galați? Nu, vamă. Am înțeles. Deci în 5 zile din China, la 4 dolari și 40 de cenți. 4,45. Stau și mă gândesc că știi și tu foarte bine, când ai intrat în program acum un an și ceva, scoteam 4 dolari pe tren și veneau în 3 luni de zile. Și acum avem 4 dolari și vin în 5 zile. Da, a fost o muncă de echipă, eu, tu, Jean și încă doi din comunitate, plus încă două persoane de la Educivi, care am negociat contractul cu firma de transport, a ieșit după cum ne-am dorit noi, nu după cum a vrut firma de transport și sunt ferm convins că pe măsură ce business-urile noastre vor crește și pe măsură ce comunitatea va crește, sunt ferm convins că vom obține prețuri și mai bune. Și eu sunt convins de asta. Oricum, cumva prețurile astea le-am obținut și datorită comunității, fiindcă și firma de transport ne-a impus niște volume de transport și na, dacă eram doar eu sau doar tu sau poate doar un seller, nu reușeam să facem volumul ăla și nu primeam prețurile astea. Adică cred că aici este și meritul comunității că unde-s mulți. Corect. Deci dacă luam oricare cei mai mari 10 oameni din Seller Club, nu reușeam să obținem prețurile astea niciodată. Înțeles. Asta așa, fiindcă multă lume zice, care ar fi avantajul să fii într-o comunitate și unde sunt mulți puterea crește și, cum spunem de multe ori în întâlnirile noastre, noi când negociem cu cineva, nu negociem eu sau el sau, practic suntem 1800 de clienți, 1800 de companii care, dacă cineva vrea să aibă acces la ele, trebuie să ofere cele mai bune condiții și în special pentru cei din comunitate. Eu cred că suntem peste 2000 de firme, de fapt, că sunt mulți care au două, trei firme, noi doi, de exemplu. Da, chiar așa, câte firme? Trei. Cu care vom primar, da. Trei. Cum vezi viitorul pe EMAG? Multă lume se plânge acum de Temu, Shane și mai știu altele. În vânzările tale simți că te afectează sau crezi că te amenință? Eu am un singur produs care e comercializat pe Shein și l-am la preț mai mic pe EMAG decât e pe Shein. Diferența e că clientul primește produsul a doua zi. Nu, din punctul meu de vedere, în general, marfa care e pe Shein și marfa care e pe Temu vine foarte greu. Da? Pe urmă, sunt probleme mari cu returulile, nu reușești să dai returul produsului și din ceea ce am observat eu, tendința cumpărătorului în România s-a schimbat. Românul deja nu prea se mai duce spre produse foarte ieftine. Nu caută neapărat produse foarte scumpe, dar caută produse de nivel mediu și la un preț bun. Deci caută o ofertă corectă. Echilibrată, da. Da. Și epoca Jumbo cu China la un dolar, cred că a cam apus. Am super, super tare. Bogdan, după ce a venit la noi în comunitate, fiindcă v-am zis că este un vedeta al programului nostru, a identificat și o mare oportunitate și nevoie, noi având sute de membri în comunitate care nu locuiesc în țară și care au o provocare în sensul că ei nu poate să aibă un depozit, nu poate să-și țină produsele acasă să facă expedierea și atunci au nevoie să lucreze cu un depozit care să le facă
depozitare, împachetare și expediere, așa că am venit cu un serviciu și în acest sens. Și i-a dat drumul? De câte luni ați dat drumul la... Nu mai țin minte exact, cred că în 12 august, ceva de genul ăsta, 12 august 2023. În prezent sunt peste 200 de companii în depozitul de fulfillment. Marea lor majoritate au început business-ul începând cu luna octombrie, noiembrie sau decembrie anul trecut și deja sunt zile în care toate aceste companii noi sar de 700-800 de comenzi pe zi. Am înțeles. Toate adunate. În medie, da. Deci... În medie undeva la 3-4 comenzi pe societate deja la pe zi, la, nu știu, 4-5 luni de când au început treaba. Practic, au trecut 3-4-5 luni de când au dat drumul la activitate. Da. Și deja sunt o comedie de câteva comenzi. Da. Din ce observi tu, că na, tu vezi câtă marfă comandă și chestii astea, observi o creștere a volumelor sau...? Da, sunt foarte multe firme care sunt deja la al patrulea, la al cincilea import, firme care au început prin octombrie. Și da, au crescut volumele mult. Da? Fiecare dintre ei a identificat măcar 3-4 produse care fac vânzări în mod constant și vânzări bune. Și exact pe acele produse merg mai departe și vin cu volume mult mai mari. Și lucrul ăsta se vede în comenzi. E un proces întreg. Nu, dacă cineva se gândește că mâine intră și vinde pe EMAG și poimine rupe, vinde 100 de bucăți într-o zi, se înșeală amarnic. Este o călătorie. Da. Cum funcționează treaba asta? Adică cei care au produse la voi în depozit, este automatizat totul sau trebuie să se chinuie, să vă trimită mesaje sau cum? Nu, totul este automatizat. Cerasela, managerul de la depozit, se ocupă de recepția mărfii și de întocmirea de noi contracte noi și se ocupă de nevoile și necesitățile clienților. Restul este un proces automatizat prin softurile pe care le folosim în comunitate, prin Easy Sales, Smart Bill, totul. Noi facem comenzile, noi generăm ABB-urile, noi generăm facturile, noi facem absolut totul, clienții noștri, membrii comunității, doar încasează banii. Da, deci practic se deschide laptop, se uite și zice, am mai vândut ceva, Bogdan s-a ocupat de expediere, închide laptopul și își vede de viață. Nu e chiar așa, că fiecare are de făcut anumite lucruri, dar pe partea asta, da, nu au probleme, au doar soluții. Și dacă ar fi așa, din procentual sau aproximativ, câte din companiile sau din clienții voștri la depozit sunt locuiesc în România, sunt proprietari în România și câți de prin toată Europa sau? Nu am făcut o statistică în sensul ăsta, nu vreau să mint, dar știu că sunt mulți care sunt în România, pentru că fie nu le permite jobul actual să se ocupe doar de business, sau fie datorită faptului că și-au făcut calculele și au realizat că ies mult mai bine dacă trimit marfa la noi în depozit. Super tare. E adevărat că sunt mulți care sunt în afară, dar nu știu, probabil undeva 50-50. Am înțeles. Și dacă ai fi cel mai mic client și cel mai mare în volum de metri cub de comenzi, nu știu, ar fi... Sunt și câteva societăți care au un trecut mai mare în spate. Societatea care are cel mai mult cubaj are 12 metri cubi. E adevărat că este și societatea care are cele mai multe comenzi, undeva în jur de 500 de comenzi pe lună. Dar ca medie, cred că media este undeva pe la 0,6-0,7 metri cubi per societate. Înțeles. Acum o să zic și un mic secret. Bogdan zicea că volumul de muncă a crescut foarte mult și se gândește să nu mai accepte foarte mulți clienți, adevărat? Da. O să trebuiască în viitorul foarte apropiat să pun o pauză la contractele noi pentru a vedea potențialul de creștere pe fiecare societate și în principiu tot business-ul. Înțeles. Așa că cine e tentat treaba asta să se grăbească un pic, nu?
Eu cred că cel mai important ar fi pentru oameni să se grăbească să facă un pas în direcția asta, pentru că în curând se va da drumul la EMAG Grecia. EMAG Polonia deja există. Din câte știu, urmează și EMAG Germania și EMAG Austria. Va fi foarte greu să mai înceapă cineva business-ul ăsta cu sume relativ mici, 1.000 de euro investiții în marfă într-un an de zile. Am înțeles. Da, chiar așa, crezi că se mai poate, practic, noi în programul nostru avem o strategie ca să încep cu un buget mic, să testezi produsele și abia odată ce descoperi produsele tale campioane, cum zicem noi, să aduci mai multe. Crezi că mai este fezabil să începi cu bugete restrânse? În momentul ăsta, da. În următoarele 7-8 luni, un an, o să fie din ce în ce mai greu. Noi constant în Seller Club, tocmai ca să ajutăm persoane și colegii noștri care încep cu bugete restrânse, încercăm să venim și cu soluții, cum a fost această soluție de transport și altele, și mai lucrăm și la alte chestii noi. Consider că există valoare și merită să rămâi în Seller Club și ce se oferă acolo, crezi că ți ajută business-ul? În punctul meu de vedere, fiecare membru care face cu adevărat treabă va rămâne pe viață în Seller Club. Au fost și câteva cazuri mai restrânse de oameni care nu au avut succes din vari motive, dar proporție de 99% lumea va rămâne în continuare în Seller Club, pentru că și va face în continuare programul, pentru că e un program care funcționează perfect. Mai mult decât atât, este o comunitate în adevăratul sens al cuvântului. Și acum sunt șocat că sunt peste 1800 de oameni în comunitate și nu văd backstabbing-ul ăla pe care îl vezi prin instituțiile statului sau pe la corporațiile mari. Aici chiar se ajută oamenii între ei, nu doar noi, care suntem experții ai grupului, ca să zic așa, și uite că chiar am în memorie chestia asta, într-o ședință de suport de joi, un coleg de-a nostru a spus că tocmai își făcusese cont pe Wise. Și deși erau peste 300 de oameni live, s-a făcut liniște și toată lumea își făcea conturi pe Wise. Da, da. Practic, Wise, într-o perioadă, nu prea deschidea conturi pentru firme din România. Trebuia să te chinui un pic. Și într-o ședință de suport, un coleg a zis, da, eu mi-am făcut acum. Și atunci toată lumea și-au făcut și țin minte că a fost nebunie pe grup. Și că a fost o chestie de durată. Acum iar au pus frână la conturile de România. Au dat drumul iar. A, super tare. Dar oricum au niște hopuri de astea. Și, na, dacă noi am într-o comunitate, sute de companii nu aflam de treaba asta și nu își făceau cont. Și nu făceau economii, fiindcă facem conturile pe Wise ca să facem economii la comisioane și la curs valutar, nu, practic, da. Despre asta e vorba. Wise-ul te ajută foarte mult. Pe Wise îți poți crea conturi și în leva, și în forinți, dar și în yuan chinezești. Și poți face importul direct în yuan chinezești și atunci economisești pe diferențele de curs valutar. Bun. Încă o altă întrebare care o auzim des este de ce ajutăm oamenii și că ne facem concurență. Dacă ar fi să dai un sfat celor care vor să facă treaba asta, consideri că este loc pentru alți selleri sau consideri că de acum o să înceapă să fie mai greu sau care ar fi sfat? Părerea mea este că în momentul ăsta pe EMAG sunt 150.000 de comenzi pe zi și că în Seller Club media de comenzi este undeva la 15-20 de comenzi pe zi. Deci e clar că ceea ce facem noi facem bine. E clar pentru mine cel puțin că toți cei care vin în comunitate dau plus valoare în primul rând platformelor online din România, pentru că noi chiar listăm ceea ce vindem, nu mințim clienții. Și cred că ăsta este și principalul motiv pentru care ne tot invită corporații mari la evenimente și la negocieri. Da. Plus că, acum o dăm și pe cealaltă, cred că suntem singura comunitate sau
sau unul din puținele domenii de business care este 100% fiscalizat, adică la noi totul se plătește, se declară vamă, totul se încasează prin bancă, nu cred că există evaziune nici de un leu. Iar asta e benefic pentru societate, nu? În primul rând că trebuie să dăm înapoi și societății. Cred că oamenii care sunt inventivi pot găsi soluții și aici în sensul ăsta, dar noi nu asta recomandăm și nu asta încurajăm. Noi tot timpul am încurajat onestitatea, am încurajat toți membrii comunității să lucreze legal, 100%, pentru că doar așa se poate construi un business durabil în timp, pe termen lung, care să fie profitabil. De multe ori chiar am apreciat și ajutorul tău în comunitate, fiindcă mai vin colegi cu tot felul de întrebări legate de contabilitate, de NIR, de aspecte de astea. Și de nenumărate ori am văzut că le-ai explicat cum e modul corect, contabil și fiscal ca să nu fie probleme pe termen lung, fiindcă pot fi situații când, nu știu, faci o declarație vamală sau un NIR acum și te afectează peste 2 ani la un control, nu? Sau poți să pierzi foarte mult. Din punctul ăsta de vedere, da, am oferit cât de mult suport am putut, chiar am ajutat mulți oameni și dincolo de partea asta economică, partea asta financiară, dar eu cred că așa trebuie să fim noi toți, să ne ajutăm între noi, să ne putem dezvolta toți mai bine într-un timp mult mai rapid. Înțeles. A fost vreodată vreo nevoie de un specialist să nu găsești o recomandare în Seller Club? Pe lângă cele care le-ai adus și tu, că ai adus și tu contacte noi și recomandări, dar ai simțit vreodată nevoia să ieși în afara comunității? Să... Nu, deci totul a fost pus pe tavă. Da, deci chiar nu a fost nicio părticică de business care să nu fie acoperită. Da, e adevărat, am adus și eu câteva contacte, dar cred că mulți au contribuit la aceste contacte, nu doar eu sau voi. Da, da, clar. Bun. În încheiere, așa, dacă ar fi să faci o recomandare pentru sellerii care sunt pe MAG, dar nu sunt în comunitate, sau pentru persoane care vor să înceapă acest model de afaceri, ce recomandare le faci? Părerea mea este că oamenii ar trebui să se gândească la, în primul rând, la viitor și în al doilea rând ar trebui să se gândească la educația lor în domeniul business-ului. Făcând parte dintr-o comunitate, ai tot timpul o grămadă de avantaje. Și dacă ar fi să dau timpul înapoi, cred că aș plăti suma de intrare în comunitate fără să mă uit așa cum am făcut-o și atunci. Deci pe total a fost o decizie bună. Nu, n-a fost o decizie bună, a fost cea mai bună decizie din punct de vedere financiar pe care am făcut-o în întreaga mea viață. Acesta, business-ul pe MAG este business-ul numărul 13, business-ul cu fulfillment-ul este business-ul numărul 14 și sunt chiar convins că o să merg mult înainte cu ele. Am înțeles. Tu fiind foarte vizibil în comunitatea noastră și lumea știe că ai vânzări bune și ajuți, ai simțit vreodată că, nu știu, produsele care le vinzi au fost amenințate sau ai simțit căderi în vânzări sau chestii din cauza? Multă lume se sperie să se afișeze că le frică că se copie produsul, chestii de astea. Tu știi mai bine părerea mea, eu de multe ori făceam publice produsele mele pe Facebook, pe grupul nostru. Nu, eu nu am avut niciodată rețineri din punctul ăsta de vedere. Eu cred că e loc sub soare pentru fiecare și eu cred că fiecare comerciant care știe să facă business-ul ăsta cu adevărat știe să-și expună marfa. Oricât de bun, pe partea altă, oricât de bun ai fi ca seller, nu poți să iei toate vânzările din piață niciodată. Exact asta zic și eu întotdeauna, că nu este winner takes it all, adică nu este cineva care ia toate vânzările. Clienții se împart în funcție de preferințe, în funcție de multe aspecte și e loc pentru toată lumea. Chiar și când produsele sunt asemănătoare sau la fel, decizia de cumpărare de multe ori este diferită în funcție de client. Corect. Bun.
Păi mulțumim frumos, Bogdan. Spor în continuare. Te las să te duci la bisul de alături, că noi suntem și vecini de hală, nu e niciun secret lucrul acesta. De fapt, noi am început în aceeași hală când ne-am mutat aici, am împărțit hala, să împărțim din costuri și pe măsură ce am crescut, am închiriat cam tot pe aici, nu cred că mai sunt hale libere, din păcate. Urmează să construiască proprietarul încă una. O luăm tot noi. Vedem care dintre noi sau o împărțim. Nu, că asta e mare, o face de 1500. E numai bun. Bun, așa că vă așteptăm în Seller Club, în familia Seller Club. Puteți să stați de vorbă cu Bogdan, cu noi, cu toți colegii și veți primi cele mai bune sfaturi și veți avansa foarte, foarte repede în business și veți găsi și toate resursele, nu? Cred cu siguranță. Și resursele, dar și răspunsuri la toate problemele care le pot avea. Iar dacă nu veniți, vă dorim succes la vânzări, spor la toate, este loc pentru toată lumea. Doar să fiți prudenți și atenți în tot ce faceți.